Sunt Bîciu Marius Nicolae, am 43 de ani, sunt din orașul Corabia, membru columbofil în cadrul FNCPR din anul 2013. Sunt și președinte al Clubului Corabia din acest an. Le mulțumesc foarte mult columbofililor din Corabia care m-au ales și mă susțin. Categoria la care concurez porumbei este fond și maraton. De-a lungul timpului am avut câteva rezultate notabile, printre care aș enumera în anul 2013, când am trecut prima dată la FNCPR, am obținut locul 4 național fond tineret cu porumbelul 2230902, locul 26 național maraton tineret cu porumbelul 22309334 și 244926 de 2010, locul 74 as maraton maturi, tot în anul 2013. Aș mai enumera în 2014 cu 22309334 locul 61 național maraton palmares 2 ani, porumbel care m-a reprezentat în două expoziții naționale. Am mai avut un porumbel de excepție 103913 care obține locul 1 județean asfond maturi, locul 1 regiunea Oltenia asfond maturi și locul 16 național asfond maturi. Totodată este și locul 1 județ regiunea Oltenia asfond palmares 3 ani, fiind și singurul porumbel din județ cu această categorie. În anul 2018 obține acest porumbel locul 1 regiunea Oltenia și locul 13 național asfond palmares 3 ani. În anul 2019 obțin cu porumbelul 9006526 premiul Gold la nivel național și cu porumbelul 625-921 locul 21 național as național palmares 2 ani, aceasta fiind mama câștigătorului premiului Gold. În anul 2020, porumbelul 498-948 de 2019 obține locul 1 pe județ asfond tineret, locul 3 pe regiunea Oltenia asfond tineret și locul 11 național la categoria asfond tineret. Dețin în lotul de zbor un număr de 60 de porumbei, 30 masculi, 30 de femele. Până în anul 2020 am concurat cu porumbei prin metoda natural, iar în anul 2021 am hotărât să fac o schimbare, trecând la metoda văduviei. Dețin 12-13 cupluri de matcă. Porumbeii mei provin de la columbofilca Tuce Florinel de la Drobeta Turnu Severin, Cristuinea Florin, proprietarul columbodromului Corabia, și de la Badea Bebe, columbofil de la Asociația Olt din Clubul Caracal. De-a lungul timpului mi-am reîmprospătat matca cu câțiva porumbei de la Sergiu Vanani, de la Oprea Sorin și porumbei de la Cazacu Alexandru și mai nou acum câțiva porumbei de la multiplu campion național Svetcu Eduard de la Asociația Dolj. Lotul de zbor a fost pus la pereche în jurul datei de 15 martie. Fiecare cuplu a crescut câte un pui. Am concurat cu porumbei împreună până la etapa a treia. După ce au sosit de la etapa a treia, porumbei au fost separați, masculii au rămas cu puii, iar femelele au trecut în compartimentul femelelor văduve. După ce am înțărcat puii, masculii au rămas pe boxe, iar femelele în compartimentul lor. Antrenez porumbeii și dimineața și seara, atât masculii cât și femelele, în funcție de ce timp am. Dimineața 45 de minute, o oră masculii, 45 de minute, o oră și femelele. seara tot în acest mod, iar în cursul săptămânii mai fac și un antrenament de 60 de kilometri. Când sosesc de la antrenament, porumbeii se văd pentru 10-15 minute, după care sunt separați și atunci când urmează următoarea etapă, porumbeii nu se mai văd. La sosirea de la etapa ce urmează, porumbeii sunt lăsați împreună în funcție de dificultatea etapei, o oră, două ore, după aceea sunt iar separați și își intră în programul normal. La câteva zile, o zi, două, după, de exemplu, după ultima etapă de fond care am avut-o, fiind o etapă foarte grea, o zi porumbeii nu au făcut niciun antrenament, i-am lăsat să se odihnească, iar a doua zi urmează să își intre în program cu antrenamente atât dimineața cât și seara. Folosesc mâncare de la Verselle Laga, 3 sortimente de mâncare, Jerry, Superstar și Energy. Atunci când sosești de la concurs, porumbeii primesc mâncare Jerry. Pe ce înaintează spre următoarea etapă, se combină Jerry cu Superstar, iar în ultimele 3 zile combinăm Superstar cu Energy, iar în ziua îmbarcării primesc doar mâncare Energy. Ca și suplimente, folosesc suplimente de la firma CEST. Pe timpul iernii am tratat întreg lotul de porumbei, atât porumbei zburători cât și matca. Pentru salmonela 14 zile, am tratat 6 zile pentru probleme respiratorii, iar pentru tricomonoză iar alte 6 zile. După ultimul antrenament, porumbeii au primit 3 zile tratament pentru căile respiratorii, iar între ultimul demifond și primul fond au primit 2 zile pentru tricomonoză. De la primul fond și până astăzi nu am mai tratat porumbeii, deoarece lotul nu prezintă nici o problemă. Opresc un număr de 40-50 de pui pe care îi vaccinez contra E.coli, paramixo, cu PHA. Urmăresc în permanență ca puii să fie cât mai sănătoși, să nu aibă probleme. Nu i-am concurat până în acest an în cadrul asociației. I-am dus pe cont propriu până undeva la 100 de kilometri, iar spre toamnă mai facem o selecție în funcție de cum arată fiecare porumbel. Opresc un număr de, din cei 40-50, undeva la 30 de pui, urmând ca anul viitor să-i concurăm în cadrul asociației la categoriile fond și maraton. Fond pe cei cu gold și maraton restul care mai rămân. Vă prezint porumbelul cu seria 9006526, porumbelul care a fost câștigător la categoria gold, porumbel care a făcut normă la categoria fond tineret. Mama lui este o femelă de Raybrek, iar tatălui are ca și origini porumbei domnului Miron Daniel de la Asociația Galați. Vă prezint porumbelul cu seria 498-948 de 2019, porumbel care în anul 2020 obține locul 11 național categoria Ascun Tineret, locul 3 regiunea Olteniei și locul 1 pe județ. La etapa trecută de Micolaiv sosește locul 45 pe lansare din aproximativ 12.000 de porumbei. Ca și origini, porumbelul, tatăl porumbelului este porumbelul meu, care obține locul 4 național fond tineret în anul 2013, iar mama porumbelului provine de la Oprea Sorin de la Fărcaș, care este rudă cu un alt porumbel și a fost locul 1 pe lansare, tot la o etapă de fund. Vă prezint porumbelul cu seria 2230-902 de 2012, care în anul 2013 este locul 4 național fond tineret, având o etapă de Siceafca, unde obține locul 2 pe lansare din 13.000 de porumbei. Ca și origini, tatăl porumbelului este de la regretatul Petrică Popescu de la Caracal, iar mama este de la Olteanu Cosmin. Vă prezint femela cu seria 625-921 de 2016, care în anul 2019 este locul 21 național la categoria AS Național Palmares, totodată fiind și mama porumbelului câștigător de la categoria Gold. Ca și origini, tatăl femelei este de la Badea Bebe de la Caracal, din porumbei de Zmet Matins, iar mama femelei este de la Florin Cristuinea, din porumbei Raybrek.